Angajații din ANAF cer și ei salarii mai mari în caz că solicitările nu le sunt luate în seamă. Finanțiștii amenință că nu vor mai colecta venituri la bugetul de stat. În timp ce guvernul cere o mai bună colectare în încercarea de a atinge creșterea economică promisă, angajații ANAF își cer drepturile. Dacă revendicările nu vor fi soluționate, vor părăsi sistemul bugetar, anunță Sindicatul Național Finanțe Publice. Finanțiștii solicită, între altele, deblocarea promovărilor pe post în cadrul sistemului instituțional al Ministerului Finanțelor Publice, prevederea în buget a sumelor necesare acordării tichetelor de vacanță, egalizarea salariilor de bază la nivelul maxim impus de lege și luarea în considerare a solicitărilor SINT-FISC cu privire la legea salarizării unitare, acordarea de sporuri specifice activităților specifice. Paștele vine în acest an cu scumpiri la carnea de porc și cam cu aceleași prețuri la carnea de miel și iede, au anunțat oficialii din industria cărnii. Aceasta se va scumpi din această lună cu până la 15-30%, au spus oficialii Asociației Române a Cărnii. Prețul acestui produs se va majora din cauza creșterii exportului cărnii în țările asiatice înregistrat anul trecut. Prețul pieptului de porc a crescut cu 40%, iar prețul jambonului a înregistrat o creștere de 25% în ultimele 12 luni. La hipermarket veți găsi spată de porc cu 14-15 kilogramul, iar pulpa de porc fără os între 17 și 19 lei kilogramul. Nu același lucru se poate spune când vorbim de prețurile la miel și ied. Românul nu prea consumă carne de miel. Anul acesta prețurile vor fi la fel ca anul trecut, adică undeva la 90 lei pe kilogram în viu și 18-22 de lei kilogramul tăiat. Ministrul de Interne Carmen Dan și primarul Capitalei Gabriela Firea lansează astăzi campania de conștientizare Stop Joc e Viața Ta. Cele două se vor întâlni cu elevi din București pentru a le atrage atenția asupra pericolelor jocului Balena Albastră. Jocul va fi analizat săptămâna aceasta și de parlamentari în Comisia pentru Controlul SRI. Autoritățile sunt în alertă după ce au primit informații că mai mulți copii joacă Balena Albastră, care a ucis peste 130 de adolescenți în Rusia. Elevii sunt deja în evidența polițiștilor și sunt atenți supravegheați, au primit consiliere psihologică. Îngrijorător este însă faptul că numărul acestora a crescut de la o zi la alta. Jocul Balena Albastră manipulează pe tineri să îndeplinească 50 de sarcini pe parcursul a 50 de zile. Utilizatorii au la început sarcini aparent banale, dar pe măsură ce avansează sunt îndemnați să se rănească. Românii care deschid o societate comercială după data de 30 ianuarie 2017 creează minim un loc de muncă și îl mențin timp de 2 ani pot primi până la 200.000 de lei din partea statului. Condițiile de eligibilitate au fost simplificate în urma unor dezbateri publice organizate în întreaga țară. Este foarte important să reușim să atragem cât mai mulți tineri și nu numai către zona de antreprenoriat. Țara noastră se confruntă cu o problemă, suntem pe ultimele locuri în Uniunea Europeană în ceea ce privește tinerii antreprenori în societate, iar orice economie viabilă este susținută de IMM-uri. În ultimii ani, din păcate, în România se închid mai multe firme decât cele care se deschid. Programul Startup Nation este unul dintre pilonii pentru susținerea mediului de afaceri. Am fost în peste 20 de județe până în acest moment și ne-am întâlnit cu mii de persoane pentru a le explica tuturor că au o șansă de a accesa programul, a explicat secretarul de stat Harry Ilan Laufer. Programul România Startup Nation va deveni operațional de la 1 mai 2017. Ministerul Turismului a transmis luni Ministerului Finanțelor solicitarea de reducere la 9% a cotei de TVA pentru agențiile de turism, urmând ca aceasta să ajungă la Comisia Europeană, a precizat pentru Mediafax Mircea Titus Dobre, ministrul Turismului. Acesta a precizat că în vreme ce hotelurile și restaurantele au o cotă de TVA de 9%, agențiile de voiaj care aduc turiști străini au 19%. Asociația Națională a Agențiilor de Turism a solicitat reducerea TVA, astfel încât să fie sprijinite agențiile de voiaj care aduc aproximativ 75% din turiștii străini în România. Impactul financiar nu este unul foarte mare. Noi l-am estimat la aproximativ 4 milioane de euro. În schimb, acest sprijin ar putea stimula numărul turiștilor străini care ne vizitează țara și implicit încasările din turism, care este o activitate de export.